Ieri, președintele Consiliului Județean a discutat cu ministrul dezvoltării pentru mai multe proiecte din județ. Cosmin Popescu a discutat și despre cedarea unor terenuri de către uzina mecanică Sadu către primăria Bumbești-Jiu. Am avut o discuție ieri la București, ceea ce înseamnă proiectele Consiliului Județean și proiectele anumitor primari. Proiecte în derulare și proiecte pentru viitor. Am avut o discuție la Ministerul Dezvoltării și la Compania Națională de Investiții. De asemenea, am avut o discuție la Ministerul Economiei în ceea ce privește transferul unor active de la uzina mecanică Sadu, Sadu 2, către parcul industrial. Cosmin Popescu a mai subliniat că vicepremierul Costin Borc i-a dat asigurări că se va implica în sprijinirea fabricii de armament. Și am stabilit în ceea ce privește și timpul care se va face o nouă evaluare a acestor active. Pașii juridici concret în ceea ce privește aprobarea Consiliului de Administrație al celor de la SADU și la fel către Romar, urmând să vedem calea legală, votat de guvern sau un memorandum care se ducă la capăt acest transfer. Cert este, din ce am văzut opinia celor care administrează partea de SADU, sunt dispuși să facă acest transfer tocmai pentru ce a spus dumneavoastră. Aduc cheltuieli suplimentare către SADU pentru niște active care nu sunt folosite. În prezent, cele 12 hectare de teren sunt în administrația Ministerului Apărării Naționale, în cadrul uzinei mecanice SADU. De câțiva ani însă, parcul industrial face demersuri pentru a-l prelua și a se extinde. Până acum au existat investitori care au dorit să vină în Gorj, însă reprezentanții parcului industrial nu au avut spații să le pună la dispoziție.